Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Da. Tu? Tu. 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 Da. Petre Ancuța sunt eu, actor al Teatrului Național București și creator și actant al spectacolului Variațiunile Invențiunii Opus 2. Da, eu. Eu sunt Emilian Mârnea, sunt coleg cu Petre Ancuța la Teatrul Național București și la fel de activ în spectacolul Variațiunile Invențiunii Opus 2. Spectacol care în sine este foarte activ, foarte activ din mai multe puncte de vedere, și în sensul că lucrurile se desfășoară foarte rapid, și în sensul că energia care ne conduce merge cu o viteză destul de mare și într-o direcție destul de faină, zicem noi, și noi și alții, care ies mai tot cu zâmbetul pe buze, ceea ce ne bucură că se poate de tare. Eu nu am ce să adaug, a completat, a zis foarte bine ce a zis. O piesă comică, ne bazăm general și în cea mai mare parte pe comedie. Așa e. Din facultate, peste tot când vedeam cu un pian, ne apucam și cântam la patru mâini. Până joaca asta a devenit din ce în ce mai serioasă și la un moment dat ni s-a propus să facem 40 de minute de joacă din asta. A fost hopul în care ne-a văzut lumea. În care ne-a văzut lumea, ne-a plăcut și de acolo lucrurile au mers cumva legate. Și foarte frumos și bine. Piesa noastră, filmată, când cu ocazia asta am reușit să și vedem o mică filmare a piesei, își exprimă foarte simplu dumele. Adică dumele se prind foarte bine filmate. Și chiar cred că spectacolul ăsta se înțelege aproape mai bine filmat. Sau dacă vreți să îl prindeți cât se poate de bine, eu zic să vedeți filmat. După aia să veniți și în sală. Dar vedeți-l filmat. Nu, nu a fost până aici. Ba da, vedeți-l filmat, că nu se știe dacă mai avem. Da, asta a fost motivat, da. Variațiuni la invențiuni Opus 2. Da? Fest. Da, fest.